Doamnelor și domnilor, bună seara! Bun găsit la un nou grupaj informativ! Două femei din comuna Cârligele și o fetiță de 3 ani au fost găsite decedate într-o pădure de pe rasa comunei Poiana Cristei. Cele trei au fost date dispărute luni seară, după ce au încercat să traverseze pădurea pentru a ajunge de la Poiana Cristei la Dălhăuți. Cu ele mai era și o fată de 15 ani care nu a fost încă găsită. Două femei din comuna Cârligele și fetele lor în vârstă de 15 și respectiv 3 ani au fost date dispărute încă de aseară. Cele patru plecaseră duminică de la Dălhăuți către Poiana Cristei pe o potecă prin pădure. Au ajuns la destinație și după o vreme au vrut să se întoarcă. Nu au mai ajuns acasă, motiv pentru care cunoscuții au sunat la numărul de urgențe 112. După sesizare s-au format echipe de căutare care au făcut verificări până la miezul nopții, dar fără rezultat. Căutările au fost reluate în această dimineață, iar spre orele prânzului, femeile și fetița de 3 ani au fost găsite decedate într-un tufiș. Potrivit anchetatorilor, pe trupurile acestora nu ar exista urme de violență. Fata de 15 ani este în continuare căutată. Vom reveni cu amănunte. Elevii de clasa a 4-a care doresc să-și aprofundeze cunoștințele la limba română și la matematică se pot înscrie la Centrul de Excelență organizat la Școala Duiluzan Firescu din Focșani. Înscrierile se fac până pe data de 15 octombrie, iar în data de 17 octombrie se va realiza selecția elevilor în urma unei testări. Școala Duiluzan Firescu din Focșani organizează Centrul de Excelență pentru elevii de clasa a 4-a cu aptitudini la materiile limba și literatura română și matematică. Cursurile vor avea loc sâmbătă. Vreau să vă spun că deschidem sâmbătă pe 17 octombrie cursurile Centrului de Excelență cu o probă de testare pentru matematică. Vor fi testați copiii din județ. Avem 90 de locuri, așa a fost și anul trecut. Iar sâmbătă viitoare la limba română, testare pentru 60 de locuri. Se pot înscrie copiii din județ, de oriunde, care pot frecventa cursurile, care trec acest test. Centrul funcționează de 14 ani, la început doar la școala noastră cu colegi din, și elevi din oraș, apoi au venit și din județ. O vreme s-a restrâns și a avut loc prin repetiție la fiecare școală, lucru care n-a fost foarte bun pentru că nu știau copiii unde sunt locațiile, unde să se ducă. Probele erau la fel, se trecea un test la început cu materia studiată anul trecut, o materie nu cea de bază. Aici vin copiii care vor să performeze, care vor să studieze la alt nivel și cei care o să promoveze or să studieze tot anul acesta în fiecare sâmbătă alternativ. O sâmbătă română, o sâmbătă matematică. Cursurile vor fi predate de profesori voluntari din oraș și din județ, dacă mai vor să vină. Au venit colegi de la Golești, au venit de la Soveja, de la Mărășești, de la Panciu. Înscrierile se vor finaliza peste două zile. Înscrierile până săptămâna aceasta, până pe 15, ca să putem să finalizăm listele, să le putem afișa, să-și găsească copiii locșorul în clasă când vor veni sâmbătă dimineața. Începe testarea la 9:30, 2 ore până la 11:30, până seara corectăm și afișăm rezultatele. Copiii se vor găsi afișați pe liste, pe geamul școlii la școala 10 aici. Durata cursurilor pe un an școlar, cam 9 lecții pe an de fiecare obiect, cam așa 8-9 lecții pe an care se țin. Programa este afișată pe un site, Excelență 4, pe care îl pot găsi toți. Anul trecut s-au publicat subiectele, după ce au fost lucrate la clasă, au publicat subiectele, rezolvările lor, sunt publicate temele, profesorii care susțin temele, orele, zilele, toată lumea găsește acolo pe site-ul Excelență 4. Elevii mai mari care în anii trecuți au participat la aceste cursuri spun că le-au fost extrem de utile. Cum te numești? Angela Chevlad. Ai participat la Centrul de Excelență? Da. Când? În urmă cu 2 ani. Da. La ce materie? Matematică. Ți-a folosit? Foarte mult. De ce? Yes, că... Pentru că m-a ajutat la multe concursuri și am devenit mai deștept. Da. Gabriela Porumb. Așa, ai participat la Centrul de Excelență când? La matematică în clasa 4. Și ți-a folosit? Foarte mult. N-a fost o activitate în plus pentru tine? Nu ți-a fost greu? Ba da, dar m-am obișnuit în timp și mi-a plăcut până la urmă. Ți-a folosit, da? Da.
Tudor Zaharia. Așa, și ai participat? La Centrul de Excelență în clasa 4 la matematică. Așa, de ce matematică? Pentru că este o știință vastă care te ajută să devii mai deștept și îți dezvoltă cunoștințele. Și cursurile acestea ți-au folosit? Da, mi-au folosit. Am învățat lucruri noi și m-au ajutat. Bogdan Stoica, mă numesc. Așa, și ai participat la Centrul de Excelență? La matematică, în clasa 4. Ți-a folosit? Da, foarte mult, pentru concursuri. Ai participat și la concursuri și ai câștigat premii? Da, nu mai găsesc premii, mai mult diplome. Participarea la activitățile Centrului de Excelență este gratuită. Detașamentul de pompieri Focșani a organizat astăzi ziua porților deschise. Într-o zi de marți, cu data de 13, pompieri au desfășurat activități de conștientizare și informare a cetățenilor privind riscurile generatoare de dezastre naturale. Totodată s-au prezentat și mijloacele de intervenție în caz de dezastre și a modului de utilizare. Astăzi, în intervalul orar 10-16, detașamentul de pompieri Focșani a organizat ziua porților deschise. Pentru pompieri, ziua de marți, 13 octombrie, are o dublă semnificație. Astăzi, la detașamentul de pompieri Focșani s-a organizat ziua porților deschise. Ziua de marți 13 are o dublă semnificație pentru Inspectoratul pentru Situații de Urgență. În fiecare zi de marți 13 se sărbătorește ziua informării preventive. Vrem să atragem atenția că situațiile de urgență se pot produce oricând, indiferent de ziua din săptămână sau de data din calendar, astfel că sunt necesare măsurile specifice de prevenire în timpul situațiilor de urgență. Totodată, anul acesta, ziua de marți 13 octombrie, a fost desemnată Ziua Internațională pentru Reducerea Riscului la Dezastre. Elevii s-au arătat interesați să cunoască activitatea pompierilor. Cu toate că vremea de afară nu a fost tocmai favorabilă vizitelor, au fost câteva grupuri de elevi care au venit și au văzut autospecialele aflate în dotarea Inspectoratului pentru Situații de Urgență. Am expus autospecialele de stins incendii, autospeciala de lucru la înălțime, ambulanța SMURD utilizată pentru acordarea primului ajutor medical, cât și autospeciala pe șenile care poate ajunge în locuri greu accesibile celorlalte autovehicule. La nivelul județului Vrancea, riscurile naturale sunt reprezentate de incendiile de pădure, inundații, fenomene meteorologice periculoase și fenomene destructive de origine geologică. Deși apariția celor mai multe riscuri naturale nu poate fi împiedicată, efectele acestora pot fi reduse pentru o gestionare corectă de către autoritățile competente la nivel local, regional și central, cu atât mai mult cu cât în general zonele de manifestare a acestora pot fi cunoscute. Având în vedere faptul că în Ucraina, în apropierea graniței cu România, au fost confirmate două cazuri de poliomielită, medicii atrag atenția asupra faptului că vaccinarea este singura variantă de a nu contacta virusul. În ultimii ani, rata de vaccinare a scăzut din cauza informării greșite de pe internet. Organizația Mondială a Sănătății a confirmat două cazuri de poliomielită în sud-vestul Ucrainei. În acest context, medicii din cadrul Direcției de Sănătate Publică Vrancea recomandă părinților să colaboreze cu medici de familie pentru vaccinarea copiilor și să nu se informeze greșit de pe internet. Sunt părinți care refuză vaccinarea din capul locului pentru că consideră că sunt mai informați decât ar trebui. Dar eu cred că sunt mai neinformați, nu și-au informațiile de unde trebuie. Și cred că medicul de familie este singura persoană care, în momentul acesta, este cea mai potrivită persoană să dea informații despre vaccinare și să realizeze vaccinarea. Sunt două cazuri de poliomielită în Ucraina, care sunt confirmate, una la un copil sub un an și un caz la un copil sub un an și un alt caz la un copil de 4 ani. Trebuie să spunem că în Europa avem un număr mare de persoane despre care nu știm exact dacă au fost vaccinate sau nu. Și nerealizarea vaccinării poate să aibă implicații și pentru populațiile noastre, mai ales populațiile în mare mișcare, cele nomade, care pleacă, vin, iar pleacă, iar se întorc. Niciodată nu știi unde s-au dus și oricum, în condițiile în care se duc acolo pentru un număr de luni și se întorc, categoric nu se declară
și nu se începe vaccinare chiar cu în sistemul de vaccinare al țării respective. Imunizarea antipoliomielitică se realizează începând cu vârsta de 2 luni și continuă până la vârsta de 9 ani. Vaccinul este cuprins în schema națională de vaccinare și este administrat gratuit. Transmiterea se face interuman, pe cale oral-orală sau fecal-orală. Virusul polio afectează numai omul. Deci nu mai există un alt rezervor care să ducă la infecția cu polio. Noi facem parte din țările fără poliomielită. Și dorința noastră este să reducem riscul de răspândire în urma unui eventual import de virus polio sălbatic sau derivat din virusurile vaccinale, adus probabil din țările endemice. Pentru asta trebuie să continuăm vaccinarea antipolio și trebuie să încercăm să-i convingem pe părinții care refuză vaccinarea de necesitatea realizării acestui vaccin. Vaccinarea antipolio se face la 2, la 4, la 6 și la 12 luni. Și se continuă cu un rapel la 9 ani sau în clasa 3. Poliomielita afectează sistemul nervos central, cauzând paralizii, mai ales la copiii sub vârsta de 5 ani. Vorbim despre o boală epidemică și contagioasă, iar singura metodă de prevenire recomandată este vaccinarea. La final, vă prezentăm prognoza meteo pentru următoarele 24 de ore. Vremea se va menține rece, cerul va fi mai mult senin, însă există șanse de precipitații. Vântul va sufla în general slab. Temperaturile se vor încadra între 5 și 13 grade Celsius. Cu datele despre vreme, punem punct știrilor Atlas TV de astăzi. Vă mulțumim pentru atenție, să aveți parte de o seară cât mai frumoasă. La revedere!